Un grav accident de circulație s-a produs aseară pe raza localității Bengești. Un tânăr de 19 ani a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt autoturism. În urma impactului violent, șoferul mașinii care circula regulamentar a ajuns la spital. Imediat la fața locului au ajuns polițiștii de la rutieră și ambulanță. În urma celor constatate, anchetatorii au stabilit că incidentul s-a produs din cauza vitezei. Șoferul vinovat este un tânăr din Baia de Fier care se îndrepta dinspre Târgu Jiu către Vâlcea. Autoturismul a pătruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt autoturism care circula regulamentar. La volan se afla un bărbat de 45 de ani din orașul Târgu Cărbunești. În urma coliziunii, victima a suferit leziuni. Este accidentat în rău? Încă nu știm exact. Mergea spre Târgu Jiu? Da. Înspre Târgu Jiu, da. Era singur în mașină? Singur. Pentru îngrijire amănunțite, victima a fost transportată la spital. Cele două autoturisme implicate în coliziune au fost grav avariate. Ambele mașini au fost îndepărtate de pe carosabil cu ajutorul platformei. Șoferul grăbit este acum cercetat de oamenii legii. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporale din culpă. Până la efectuarea cercetărilor, traficul rutier în zona respectivă s-a desfășurat cu dificultate zeci de minute.